Pentru că legea, având umbra bunurilor viitoare, nu însă și imaginea lucrurilor, nu poate niciodată cu aceleași jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an să-i desăvârșească pe aceia care se apropie. Astfel, n-ar fi încetat ele să fie aduse dacă cei care slujesc odată curățiți n-ar mai fi avut nicio cunoștință de păcate? Dar în acestea este o amintire de păcate în fiecare an. Pentru că este imposibil ca sângele de tauri și de țapi să înlăture păcatele. De aceea, intrând în lume, el spune, n-ai voit jertfă și dar, ci mi-ai întocmit un trup. Nu ți-au plăcut arderi de toți și jertfe pentru păcat. Atunci am spus, iată eu vin, în sulul cărții este scris despre mine, ca să fac voia ta, Dumnezeule. Spunând mai sus, n-ai vrut, nici nu ți-au plăcut jertfe și daruri și arderi de toți și jertfe pentru păcat, care sunt aduse potrivit legii, atunci el a spus, iată eu vin ca să fac voia ta. El desfințează ce este întâi ca să stabilească ce este a doua oară. Voie prin care am fost sfințiți prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos odată pentru totdeauna. Și în adevăr, orice preot stă în picioare în fiecare zi, slujind și aducând deseori acelea jertfe care niciodată nu pot înlătura păcatele. Dar el, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu, de acum așteptând până când vrășmașii lui vor fi puși ca așternut al picioarelor lui. Pentru că printr-o singură jertfă i-a desăvârșit pentru totdeauna pe cei sfințiți. Dar și Duhul Sfânt ne mărturisește, pentru că după ce a spus, acesta este legământul pe care voi întemeia pentru ei, după acele zile, zice Domnul, dând legile mele în inimile lor, le voi înscrie și în gândurile lor. Și nici de cum nu-mi voi mai aminti de păcatele lor și de nelegiuirile lor. Iar unde este iertare de păcate, nu mai este jertfă pentru păcat. Amin. Amin. Realitatea păcatului este ceva ce ne izbește pe fiecare dintre noi în fiecare zi. Și sunt moduri multiple în care păcatul pe noi credincioși ne afectează. Ca să înțelegem iertarea păcatelor, despre care pasajul acesta vorbește așa de clar și de puternic și de pătrunzător, și să vedem relevanța lucrării Domnului nostru Iisus Hristos și impactul ei pentru fiecare dintre noi, trebuie să medităm puțin în dimineața aceasta la ce produce păcatul în viețile noastre. Cum ne afectează pe noi păcatul în multiple moduri. De exemplu, când păcătuim frecvent și ne luptăm cu păcatul, cum adevărul iertării păcatelor te afectează pe tine? Sau când ne simțim distanți de Dumnezeu și nu ne simțim atrași în rugăciune, datorită păcatului, conștiința este încărcată. Cum realitatea sau adevărul iertării păcatelor ne afectează? Când ne apasă conștiința la masa Domnului, știi ce ai făcut în săptămâna care a trecut. Cum adevărul iertării păcatelor te afectează? Sau când nu poți sluji, că te simți vinovat. Deci, mă duc eu să citesc, mă duc eu să cânt, mă duc eu să spun ceva din cuvântul lui Dumnezeu. Cred că pentru mulți dintre noi poate este valabil exact lucrul ăsta. Nu putem să slujim sau nu mai vrem să slujim într-un mod sau altul pentru că ne simțim vinovați. Sau când Satana pur și simplu ne torturează cu amintirea păcatelor. Ai făcut anumite lucruri și Satana are lucruri pe care să răscolească mintea și în conștiința noastră. Cum adevărul iertării păcatelor ne ajută? Am auzit și am citit și mi-au spus o grămadă de persoane mărturii cum că le venea să renunțe la tot. Că au făcut atâtea păcate, zicea, atâtea am făcut că nu mai are rost nici măcar să mai încerc. Nu mai are rost nici măcar să mai încerc. Cum adevărul iertării păcatelor te ajută să te ridici din astfel de stări? Că lumea sau chiar apropiații noștri ne indică anumite păcate reale din viața noastră. Și asta ne-ar reduce la tăcere. Cum ne-a avut adevărul iertării păcatelor? Că nu mai poți lupta cu curaj, nu? Știi falimentele. Cum te-a ajutat adevărul iertării păcatelor? Iertarea păcatelor, acest adevăr important din cuvântul lui Dumnezeu, este un adevăr care pătrunde în toate, sau ar trebui să pătrunde în toate cotloanele vieții noastre. Și în diverse momente și în diverse stări ale vieții noastre, el ar trebui să producă lucruri deosebite. Dar iertarea păcatelor sau justificarea noastră înaintea lui Dumnezeu nu este singurul mod în care Biblia vorbește despre mântuire. Este posibil să exagerăm
în lucrul acesta. Și una dintre acuzațiile frecvente, ieri citeam o carte de teologie dogmatică-ortodoxă, una dintre acuzațiile frecvente ale lor față de noi este că noi vorbim doar despre iertarea păcatelor. Și cumva vrem să ne rezolvăm problema, am pașaportul, iertat de păcate, fac ce vreau eu. Asta e acuza continuă care din se aduce. Că vorbim așa de mult de iertarea păcatelor și nu vorbim și despre alte lucruri despre care Biblia vorbește când discutăm despre mântuire. Nu? Și pentru început aș dori să fac o imagine de ansamblu și să luăm câteva metafore, câteva ilustrații din Sfânta Scriptură, câteva moduri în care Biblia vorbește despre mântuirea noastră. Nu doar, sigur, mântuirea înseamnă iertarea păcatelor, dar înseamnă mult mai multe lucruri. Dar toate aceste imagini pe care le voi prezenta au de-a face cu Dumnezeu. Pentru că sunt lucruri care țin de mântuirea noastră și care sunt, de exemplu, în relația noastră cu lumea. Am fost separați de lumea asta. Sau în relația noastră cu diavolul. Am fost izbăviți de sub puterea diavolului. Sau în relația cu împărăția celui rău. Am fost scoși din împărăția întunericului. Da? Dar vreau să prezint câteva lucruri care țin doar de relația noastră cu Dumnezeu, printre care este și justificarea sau iertarea păcatelor. De exemplu, Romani, capitolul 5, versetul 10, ne prezintă prima imagine pe care vreau să o amintesc în dimineața aceasta, și anume împăcarea noastră. Împăcarea noastră cu Dumnezeu. Zice versetul 10 așa: pentru că dacă fiind vrășmași, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său. Deci, atunci când am fost necredincioși, nu doar că eram păcătoși, aveam păcate înaintea lui Dumnezeu, eram vinovați, ci mai mult eram vrăjmașii lui Dumnezeu. Da? Deci o imagine a mântuirii este aceasta a împăcării noastre. A împăcării noastre. Din vrăjmași, din dușmani ai lui Dumnezeu, am fost împăcați cu Dumnezeu. A doua imagine a mântuirii în relația noastră cu Dumnezeu este descrisă în Efeseni, capitolul 2, aceea a depărtării și apropierii. Capitolul 2, cu versetul 13. Dar acum în Hristos Iisus, voi care odinioară erați departe de Dumnezeu. Și noi ca și credincioși uneori simțim avem un sentiment din ăsta de depărtare de Dumnezeu. Fiindcă am păcătuit, ne simțim departe de Dumnezeu. Dumnezeu pare să fie undeva departe. Deci noi care eram departe, în mod obiectiv eram departe de Dumnezeu, am fost apropiați prin sângele lui Hristos. Noi nu mai trebuie să ne mai simțim distanța acum de Dumnezeu. Sigur, am păcătuit săptămâna asta, dar Biblia spune că am fost apropiați. Dragii mei, noi nu suntem, am păcătuit, suntem depărtați, ne-am pocăit, suntem apropiați, iar am păcătuit, iară suntem depărtați, ne-am pocăit, iară suntem apropiați. 3 zile suntem depărtați, vreo 2 suntem apropiați și tot așa. Nu, prin sângele Domnului Iisus Hristos am fost apropiați, ca să folosesc expresia repetată de 2 ori în Evrei, capitolul 10, odată pentru totdeauna, pentru că jertfa aceasta a fost adusă odată pentru totdeauna. Și vreau să spun ceva care vi se pare periculos. Păcatul pe care să faci tu mâine a fost deja spălat în jertfa Domnului Iisus Hristos. El nu te mai poate depărta de Dumnezeu. Acum vedem care e problema cu păcatele viitoare și cum trebuie să le privim. Un al treilea mod în care Biblia vorbește despre mântuire în relația noastră cu Dumnezeu este această imagine a sclaviei și a înfierii. Din sclavi am fost făcuți fii. Romani, capitolul 8. Sunt vreo 2 texte, unul în Galateni, unul în Romani, care vorbesc despre lucrurile acestea. Romani, capitolul 8, versetul 15. Zice: pentru că voi nu ați primit un duh de robie, din nou spre frică, ci un duh de înfiere, prin care strigăm Ava, adică Tată. Deci eu nu mă mai raportez la Dumnezeu. Vine Dumnezeu ca stăpânul meu, vede ce am făcut, n-am făcut ce trebuia să fac. Și vine stăpânul nervos la sclavul lui să-l ciomăgească. Și tu faci așa la Dumnezeu. Da? Cam asta e reacția când ai păcătuit. Ai păcătuit când mă trosnește Dumnezeu. Nu, zice, n-am primit un duc de frică, de sclavie. Sclavului este frică de stăpânului, nu? El zice, noi copiii lui Dumnezeu nu mai suntem în felul acesta. Și am primit un duc de înfiere. Deci avem aceste imagini de la dușmănie la împăcare, de la depărtare la apropiere, de la sclavie am devenit, din sclavi am devenit fiii lui. Am devenit fiii lui. O imagine interesantă, frumoasă, extraordinară, fabuloasă, prezentată în Evrei, este aceea a intrării. Da? Noi toți am căzut în Adam. O imagine interesantă este și în Geneza, când Adam păcătuiește, Dumnezeu îl scoate din acel spațiu sacru al prezenței lui Dumnezeu. Scoate afară. Scoate afară.
Când se construiește cortul întâlnirii, exact același lucru, aceeași imagine se prezintă. Că omul păcătos este afară din prezența lui Dumnezeu. Că dacă ar intra în prezența lui Dumnezeu, ar fi nimicit, da? Este exilat. Omul asta este. Este un exilat. Vă aduceți aminte că în Cain, exact același lucru și la Cain. Când Cain îl omoară pe fratesul, zice că a fugit departe de fața Domnului. Și lucrul ăsta îl vezi nu doar la oamenii necredincioși. Iona, de exemplu, când păcătuiește, ce face? Fuge. Asta suntem noi. Noi, ca oameni, ne naștem exilați, fugând de Dumnezeu, departe de fața lui Dumnezeu. Și imaginea pe care o prezintă în Evrei, capitolul 10, mai târziu, versetul 19, după pasajul acesta, zice așa: având deci, fraților, îndrăzneală să intrăm în locurile sfinte, adică în Sfânta Sfintelor, în prezența lui Dumnezeu, prin sângele lui Iisus, pe calea cea nouă și vie pe care a deschis-o. Deci lui Adam i-a fost izbită ușa în față, au fost puși acolo heruvimii ca să-i blocheze intrarea în prezența lui Dumnezeu. Suntem niște exilați, asta suntem noi. Niște fugari. Din acești fugari, noi am fost aduși, ni s-a dat intrare, zice, liberă în prezența lui Dumnezeu. Unul Ioan de două ori folosește, de fapt este Ioan este cel care folosește în special imaginea aceasta a ispășirii, care ispășire se referă la absorbirea mâniei lui Dumnezeu. Da? Noi suntem sub mânia lui Dumnezeu datorită păcatului, dar în 1 Ioan capitolul 4 cu versetul 10 îi spune așa: în aceasta este dragostea, nu pentru că noi l-am iubit pe Dumnezeu, ci pentru că El ne-a iubit întâi și L-a trimis pe Fiul Său, ascultați, ca ispășire pentru păcatele noastre. Este imaginea sau conceptul acesta de ispășire din Vechiul Testament. Când aduceai un animal, tu vinovatul, te duceai încărcat cu păcat înaintea lui Dumnezeu, aduceai animalul, să punea pe capul animalului păcatului tău, să transfera păcatul și peste animalul ăla cădea mânia. Moartea. Da? Ei, noi care eram sub mânie am fost ispășiți prin Domnul Iisus Hristos. Și în capitolul 2 spune, El este jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Da? De asemenea, o altă imagine folosită de Sfânta Scriptură ne descrie pe noi nu doar ca dușmani, depărtați, sclavi, exilați, sub mânie, ci și oamenii înfricoșați, plini de frică. Și în Evrei, capitolul 4, cu versetul 16, arată cum s-a schimbat lucrul acesta. Da? E sclavul căruia e frică. Nu uitați imaginea asta. Spune așa, versetul 16 din Evrei 4. Să ne apropiem, deci, cu îndrăzneală. Ziceți, îndrăzneală. Păi eu vă întreb, dacă eu păcătos, da? Păstrați imaginea Sfintei Sfinților. Mă duc în prezența lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Intru acolo. Hop, hop, a venit Doamne și eu. Ce ar fi făcut Dumnezeu? Cenușă pe loc. Cenușă pe loc. Ceva s-a întâmplat că Evrei spune acum să vin cum? Cu îndrăzneală. Păi, deci cum pot eu să vin cu îndrăzneală? Când în tot Vechiul Testament se spunea că nu poți veni cu îndrăzneală. Păi se spune că poți veni cu îndrăzneală, ascultați. Să ne apropiem deci cu îndrăzneală de tronul Harului. Sau de scaunul Harului. Tron înseamnă ceva de unde se domnește. Și acum îl văd pe Hristos domnind cum? Nu în judecată, ci domnind în har. Harul domnește acum. De tronul Harului, ca să primim, zice, îndurare. Să găsim har pentru ajutor la timpul potrivit. Și orice moment în care sunt ispitit de Satana, sau orice moment în care sunt atacat într-un fel sau altul de păcat, eu trebuie să fug la tronul Harului. Și zice că acolo găsesc ce? Ajutor la timpul potrivit. Orice moment este timpul potrivit să te duci la tronul Harului. Orice moment. Deci din un om înfricoșat de mânia lui Dumnezeu și de dreptatea lui Dumnezeu și de sfințenia lui Dumnezeu, zice că acum primesc îndrăzneală datorită acestui tron al Harului. Și evident avem această imagine a îndreptățirii, a fi socotit neprihănit. Și cel mai izbitor pasaj, cel mai clar pasaj despre ceea ce a făcut Hristos pentru noi este Romani capitolul 3 cu versetul 23. 23 și înainte. Da? Este tot pasajul acesta care vorbește despre îndreptățirea noastră. Iau zice, spune de exemplu în 25, zice: pe care Dumnezeu pe Hristos l-a rânduit ca ispășire. Și în GBV este la nota de subsol scaunul al îndurării. El este scaunul îndurării. L-a rânduit ca ispășire prin credința în sângele lui pentru areptarea dreptății sale datorită trecerii peste păcatele făcute mai dinainte în îngăduința lui Dumnezeu spre arătarea dreptății sale în timpul de acum. Deci la scaunul îndurării, unde s-a stropit cu sânge, Hristos este și scaunul îndurării, și preot, și jertfă, acolo Dumnezeu
a rezolvat problema păcatului. Odată pentru totdeauna. Odată pentru totdeauna. Însă, meditând la acest adevăr al iertării păcatelor și discutând cu mai multe persoane, mi-am dat seama că există o confuzie. Destul de gravă, aș zice eu, cu privire la iertarea păcatelor, o confuzie care atinge inima Evangheliei. Atinge ceea ce Domnul Iisus Hristos a venit să facă în mod principal. Întruparea Domnului Iisus a fost ceva special. Viața Domnului Iisus fără păcat a fost ceva special. Dar El s-a născut și a trăit fără păcat ca să ajungă la momentul acela în care și-a dus viața Lui ca jertfă pentru păcatele noastre. Și dacă nu înțelegi ce s-a întâmplat la crucea de la Golgota, poți să înțelegi și toate celelalte lucruri. Le înțelegi degeaba. Dacă Iisus a întrupat și a fost om perfect, născut de la Duhul Sfânt, din Fecioara Maria, și n-a rezolvat problema păcatelor, te întreb, cu ce te ajută? Cu nimic nu te ajută. Dacă nu ai înțeles acel moment final când El și-a adus viața ca jertfă pentru păcatul nostru. Și să știți, există foarte multă confuzie. Și despre confuzia asta m-am amintit de câteva ori, dar aș vrea să vă sumarizez acum care-s versiunile. Pentru că confuzia asta se manifestă mai multe feluri. Sunt persoane care spun așa: am fost iertat de păcatele mele până când m-am întors la Dumnezeu. Deci, dacă tu te-ai întors la Dumnezeu la vârsta de 18 ani, toate păcatele pe care tu le-ai făcut, zice, domnule, toate păcatele, fără excepție, pe care le-ai făcut până în momentul în care te-ai pocăit, la 18 ani, sau la 25 ani, sau la 30, îți șterse. Da? Îți șterse. Alții zic, sau toate păcatele pe care le-am făcut până la botez. Acum, dacă te-ai fost botezat mic, ai încurcat-o, că nu prea ți-a fost spălat nimica, da? Dar asta e ideea. Până când m-am întors la Dumnezeu, mi-i șterse toate păcatele. Dar de acolo înainte, trebuie să ai foarte mare grijă. Pentru că din momentul acela, și aici lucrurile iară se schimbă în convingerile unora, din momentul acesta îți cerse, de exemplu, doar păcatele pe care le mărturisești. Sigur, dacă ai făcut un păcat și îl conștientizezi și vii și îl mărturisești, ți-e iertat, dar doar ăla. Dacă nu le-ai mărturisit, cum să-ți fie iertate păcatele? Sau alții zic, sunt iertate doar păcatele fără voie. Și se duc unii și în Vechiul Testament, la jertfa pentru păcatele fără voie și că pentru păcatele cu voie erai pedepsit cu moartea și așa mai departe. Și versiunile astea de idei sunt foarte promovate și foarte răspândite în creștinătate. Întrebarea este ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că este foarte important să știi dacă ți-s iertate doar păcatele până când te-ai convertit. Și dacă ți sunt iertate doar păcatele mărturisite. Sau dacă nu ți sunt iertate păcatele cu voia. Este cineva aici care n-a făcut niciun păcat cu voia? Nu este. Toți au făcut păcate cu voia. Deci dacă, ascultați-mă, dacă păcatele cu voia nu se iartă, toți ar trebui să ieșim acum afară de aici, să închidem ușa, să ne ducem să ne vedem de viața noastră. Corect sau nu? Dacă ne sunt iertate doar păcatele mărturisite nominal, cu numele, am vorbit așa, am făcut... Dacă doar păcatele astea ne sunt iertate, niciunul dintre noi de aici nu suntem iertați. Care dintre noi și-a mărturisit toate păcatele? Pe nume, nu așa, la general, la grămadă. Niciunul dintre noi. Deci este foarte important să știm. Și acum înțelegeți de ce aceste învățături despre iertarea păcatelor duc oamenii la depresie, la descurajare, la necredință. Îi fac să fugă de biserică, de Dumnezeu. Pentru că asta nu este Evanghelie. Este o jumătate de Evanghelie. Un sfert, nu știu. Cum vreți dumneavoastră să o numiți. Acum, în Sfânta Scriptură, iertarea... Și să vă spun de unde cred eu că este confuzia. Bine, oamenii zic în felul următor: dom'le, dacă le spui la oameni că sunt iertate toate păcatele lor, prezente, trecute și viitoare, liber, da? Asta este ispita, sămânța diavolului pe care o aruncă în discuția despre această învățătură a iertării păcatelor sau învățătura iertării păcatelor. Asta e sămânța pe care el o ascultă și începe să facă zăzani. A, păi înseamnă că putem să facem ce vrem noi. Și ce oamenii zic, mai bine spunem că-ți iertate numai păcatele pe care le mărturisești. Ca să-l ții totdeauna pe om în șah. Ai păcătuit? Șah! Am mărturisit păcatele. Am ieșit din șah. Iar ai păcătuit? Iar așa. Ai mărturisit păcatele. Iar ai ieșit și tot așa. Ca să te țină în continuu fiert. Da? Să te țină atent până la capătul vieții. Deci, intenția, zic, este o intenție bună. Da? Este un scop bun cu învățătura asta. Ce? Ca să te țină pe tine aproape de Dumnezeu. Să te țină, să te oblige cumva să-ți mărturisești păcatele și niciodată să nu păcătuiești cu voia. Numai așa te îngreșeală dacă mai păcătuiești, da? Deci cam asta este ideea. Bun. Confuzia eu cred că vine din următorul lucru. În Sfânta Scriptură se vorbește despre două tipuri de iertare.
Știu că mintea noastră poate să fie la oaltă, grămadă, așa, ca un ghem de ață. Nu e așa. În Biblie se vorbește despre două tipuri de iertare. Este prima iertare pe care o numesc iertarea juridică sau legală, când Dumnezeu în calitate de judecător îl primește pe un necredincios care vine la el cu pocăință și iartă toate păcatele. Se cheamă iertare legală aia. Deci în primul moment în care ai venit la Dumnezeu, primul moment în viața ta în care ai venit cu pocăință, ți-ai predat viața ta lui Dumnezeu și ai zis, Doamne, e plină de mizerie, plină de păcat, îți mai multe păcate decât pieri din capul meu. Iartă-mă, curățește-mă, spală-mă, te-ai pocăit, da? Dumnezeu atunci te-a iertat, ascultați-mă, de toate păcatele tale. De alea trecute, de alea prezente și de alea viitoare. Tot, șters tot. Aia e iertarea legală. Sau iertarea pozițională. Iertarea asta, ce afectează iertarea asta? Când Dumnezeu spune, e justificat prin sângele Domnului Iisus. Ce afectează asta? Asta afectează veșnicia ta. Deci în momentul respectiv, când păcatul a fost șters, tot păcatul, da? Tu ai primit jertfa Domnului Iisus care a șters toate păcatele, în momentul ăsta ți este asigurată viața veșnică. Bun. Deci ai rezolvat problema vieții veșnice. Dar din momentul ăsta, tu ai intrat într-o relație cu Dumnezeu. Tu nu mai ești necredincios acum, da? Ai venit ca necredincios. Ai venit cu păcatul tău la Dumnezeu. Ai venit cu amenzile. A fost absolvite, a fost șters, da? A fost rezolvat. Din momentul ăsta, din necredincios ai devenit credincios. Din sclav ai devenit fiu. Din fiul diavolului ai devenit fiul lui Dumnezeu, copilul lui Dumnezeu. Tu nu mai ești necredincios și niciodată nu vei mai fi necredincios. Întrebarea este ce se întâmplă în momentul ăsta în care tu păcătuiești. Ca un copil al lui Dumnezeu vorbim, da? Nu vorbim ca necredincios. De necredincios am discutat deja. El primește o iertare juridică sau legală sau pozițională a păcatelor sale și primește viața veșnică. Și atunci, în momentul în care tu păcătuiești, vorbim despre al doilea tip de iertare, care este o iertare părintească. Da? Părintească. Adică Dumnezeu nu te mai iartă pe tine ca pe un necredincios, ca un judecător. Spune, bun, am dat sentința, ești iertat. Și Dumnezeu discută cu tine acum în calitate de tată. El nu mai este judecătorul tău. Că cine crede în el, zice, a trecut din moarte la viață și nu vine la judecată. Dumnezeu nu mai este judecător pentru tine. Niciodată. S-a încheiat lucrul ăsta. El este tatăl tău. Acum, în relația ta de fiu cu tatăl tău, ca un copil născut din nou, trebuie să rezolvi problema păcatului. De aceea când Sfânta Scriptură spune, dacă nu iertați după rugăciunea Tatăl nostru, Tatăl nostru, nu judecătorul nostru, Tatăl nostru, dacă nu iertați greșelile, nici Tatăl nu vă va ierta greșelile voastre. Nu se referă acolo la relația lui Dumnezeu de judecător cu oamenii necredincioși, ci se referă la relația lui Dumnezeu în calitate de tată al nostru. Dacă eu nu iert, nici El nu mă iartă pe mine în sensul acesta relației de tată-fiu. Și ce va face? Mă va disciplina. Nu mă va abandona, nu va arunca mântuirea la coșul de gunoi, ci mă va disciplina. Mă va disciplina. Sau în 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9, dacă ne mărturisim păcatele, acolo nu vorbește un om necredincios, el zice, noi ce am văzut, ce am pipăit, cu mâinile noastre, ce am auzit, vorbește despre ei. Și apoi spune tot la persoana întâia plural, dacă noi credincioși ne mărturisim păcatele, este credincios și drept ca să ne ierte să ne curățească de orice nelegire. Vorbește de relația asta a noastră ca și credincioși, ca niște credincioși în relație cu Tatăl nostru. Este foarte important de înțeles lucrul acesta. Întrebarea este, dacă un necredincios când vine la Dumnezeu, un om al lumii când vine la Dumnezeu primește o iertare legală, ce primim noi când ne mărturisim păcatele? Și răspunsul este, primim o iertare părintească. Adică, ceea ce este afectat când eu păcătuiesc ca și creștin, nu este veșnicia mea. Ați înțeles? Nu este veșnicia mea, ci este relația mea cu tatăl meu. Asta este afectat. Calitatea relației mele cu tatăl meu. Sau părtășia mea cu tatăl meu. Acum, să medităm puțin asupra acestui lucru. Dacă nu mi-ar fi iertate toate păcatele, dacă ar fi adevărat că ți-ai iertate numai păcatele până azi. Uite, dacă azi dimineață te-ai pocăit, ți-ai cerut iertare, ți-ai iertate alea. Da. Nimic altceva nu ți-ai iertat. Dacă ar fi adevărat lucrul ăsta. Dacă ar fi adevărat lucrul ăsta, înseamnă că nesiguranța, ascultați-mă, este mai importantă și este mai eficientă decât nesiguranța, nu? Că oamenii ce zic? Mă, dacă aș ști că mi-s iertate păcatele, aș trăi în păcat. Cu alte cuvinte, îi zic, dacă știu că nu mi sunt iertate, n-aș mai trăi în păcat. Înseamnă că cu cât știi, cu cât nu știi că sunt iertate păcatele, cu atât ești mai atent în viață, corect? Asta e ideea lor. Ideea este că nesiguranța te ține mai atent.
Te ține mai... V-am mai spus, un prieten pocăit din facultate mi-a zis: opui, eu aș crede că mântuirea nu se pierde. Zice, aș trăi cum vreau eu. Zice, eu faptul că știu că oricând, la orice secundă pot să ajung în iad, în orice moment pot să mă duc în iad, asta mă ține atent. Înseamnă că pe el nu cerul, nu Hristos, nu jertfa lui Hristos îl ține atent pe cale, ci îl ține iadul. Deci mântuirea lui e dusă de frică de iad, frica de diavolul. Deci pentru el e mai eficient iadul și diavolul și nesiguranța decât ce? Decât Hristos. Mie mi se pare foarte ciudat asta. Mie mi se pare foarte ciudat asta. E ca și cum eu mi-aș iubi nevasta, chiar mă amenință în continuu că divorțează. Eu nu iubesc că e frumoasă, că se îngrijește de mine și de pruncii mei, că avem o relație deosebită. Eu nu iubesc pentru niciun motiv măcar omenesc. Nu. Eu iubesc de ce? Că mă amenință. Păi ce relație e aia? Dar asta e implicația acestei învățături. Că nesiguranța e mai bună decât siguranța. Atunci noi ar trebui să predicăm ce? Nesiguranța mântuirii. Azi te poți duce în iad. Azi poți să-ți pierzi mântuirea. Aveți grijă. Nici poți să n-ajungi acasă. Că poți să dea o mașină în tine. Sau un cal să-ți dea copita în cap. Și să-ți pierzi mântuirea. Ai grijă, mărturisește acum aici. Ar trebui să tremuri. Ar trebui să se arunci la pământ. Ar trebui asta să fie predicile noastre. Sunteți neobișnuiți cu predicarea asta, da? E foarte bine că sunteți neobișnuiți cu ea. Dar dacă ar fi adevărat că nu-ți sunt iertate păcatele și tu ești în șac totdeauna, asta ar trebui să fie predicarea noastră, să te țină în nesiguranță, că nesiguranța te ajută. Te duci tremurând, mi-am mărturisit toate păcatele, mi-am mărturisit toate păcatele. Dar dacă nu mi-am mărturisit sincer păcatele, să presupunem că ți-ai mărturisit toate păcatele. Dar dacă nu le-ai mărturisit sincer, nu e un păcat să nu le mărturisești sincer? Dacă le-ai mărturisit doar mecanic, ăla e un păcat. Și dacă în timp ce tu îi mărturisești lui Dumnezeu, Doamne, uite, mi-am mărturisit păcatele mecanic, așa, numai ca să mă scuzi înaintea ta. Dacă și asta o mărturisești mecanic, numai ca să te scuzi înainte, înțelegeți unde ajungi? Ajungi să te strigi de cap. Ajungi să te îmbolnăvești de cap. Dacă nu ai siguranța că păcatele tale sunt iertate. Și tot sistemul ăsta care s-a creat și în catolicism și ortodoxism de penitență, în care mă duc, aduc ceva, fac ceva, am taina spovedaniei, mă unge, mă duc, mă bag pe sub masă, mai aduc una, mai fac alta, pentru mine, pentru morți, pentru vii și așa mai. Tot sistemul ăsta și pe ce e construit? Pe nesiguranța iertării păcatelor. Să mai fac ceva că nu strică. De unde știu eu dacă sunt iertate păcatele? Corect? Că nu știi, de unde să știi? N-ai de unde să știi. La final o îi vedea. Dar e rău să faci ceva în plus? De dacă aș face în plus, tot e bine acolo să fie pus. Da? Și tot pui. Când se termină, frate? Niciodată. Nici după ce ai murit nu s-a terminat. Nici măcar după ce ai murit nu s-a terminat. Dacă ți-ai lăsat toată averea la urmaș, care oricum fii tu sigur că nu o să o folosească ei pentru iertarea păcatelor tale. Dar dacă ai lăsat-o și aia toată ar cheltuie-o ca să facă ceva pentru iertarea păcatelor tale, tot nu ar ajunge. Vă întreb, au ei siguranță că ți-ai iertat toate păcatele tale? Prin tot ce fac? Nu. Întreabă. Băi, ai făcut atâtea, de atâția ani, tot duci, tot faci. Ce crezi? Rai iertat? Dar cine știe? Da. Și atunci pentru ce? Înțelegeți tot sistemul ăsta? De aceea când a venit reforma cu 500 de ani, când a venit reforma, prima învățătură de bază pe care au adus-o reformatorii a fost iertarea păcatelor. Justificarea. În momentul în care au adus învățătura justificării, toată Europa aproape a ieșit de sub robia aceasta babiloniană a catolicismului, care ținea oamenii opresați prin nesiguranța iertării păcatelor. Așa au făcut averi, așa au construit catedrale, așa s-au îmbogățit preoții. Cum? Prin asta. Nu ți-ți iertate păcatele. Mai fă ceva. Mai du, mai adu, mai fă. Și așa mai departe. Da? La asta duce această învățătură. Bun, dacă ar fi adevărat că nu ne sunt iertate toate păcatele, trebuie să fim foarte încredințați de lucrul ăsta. Foarte încredințați de lucrul ăsta. Înseamnă că suntem exact ca în Vechiul Testament. Nu? Am adus vițelul, mi-a iertat care păcat? Ăla care l-am făcut până acum. Dar dacă am plecat din momentul ăsta de la templu și m-am certat cu tine pe drum, am alt păcat. Corect? Exact cum aduci tu vițelul, tu acum aduci rugăciunea, nu aduci vițelul. Dar este aceeași nesiguranță ca în Vechiul Legământ. Și așa, care e diferența dintre Vechiul și Noul Legământ? De aceea, dacă nu sunt iertat de toate păcatele mele, conștiința mea nu este împăcată, nu este liberă. Și nu pot să fiu liber în slujire. Gândiți-vă, cum pot eu să vin să mă sui la amvon și să încep să predic și să spun altora despre Hristos când eu am păcat? Eu nu sunt iertat de toate păcatele. Slujirea foarte, foarte multă lene în slujire nu este de fapt lene în slujire. Este frică de a sluji. Este conștiință încărcată. Cum să mă duc eu să fac asta când eu nu
cum trebuie să fiu. Păi cine dintre noi cum trebuie să fie? Și eu nu îndemn aici la neglijență. Această învățătură duce la acest vicios al fricii, al rușinii, al descurajării. Iar am făcut, mi-e frică de Dumnezeu. Iar am făcut, trăiesc în rușine. Iar am făcut, îți descurajat, îți prăpădit, îți terminat. Iar am făcut, iar am făcut. Trebuie să mă duc să cer iertare la Dumnezeu. Să văd acum să mă mai ierte. Ceva care erodează și e ca o cangrenă care în sufletul tău. Te saturi și tu de atâta mărturisiri și de atâta iertare. Și de atâta introspecție lăuntrică, da? Închinarea noastră, recunoștința noastră, mulțumirea noastră, bucuria noastră sunt profund reduse dacă păcatele tale nu sunt iertate, nu? Dacă tu totdeauna tot trebuie să te ocupi de problema asta în continuu, să te duci înaintea lui Dumnezeu, vedem, trebuie să mai rezolvăm iarăși păcatele astea, că nu sunt iertate toate. Cum te poți închina liber? Mor, băi, nu te închini. Cum poți să fii tu recunoscător și să explodezi de bucurie înaintea lui Dumnezeu când tu nici măcar nu știi dacă ești iertat de toate păcatele? Păi nu poți. Cum să ai bucuria mântuirii când tu nu știi lucrul ăsta? Păi nu poți să o ai. N-ai cum. Această învățătură eronată afectează absolut totul. Dar cel mai grav lucru cu privire la ea este că ea atacă suficiența și eficiența jertfei Domnului Iisus Hristos. Ea spune că jertfa Domnului Iisus Hristos cumva lovește de un zid până în momentul în care eu am mărturisit. Că eficiența jertfei Domnului Iisus Hristos depinde dacă eu am mărturisit. Dacă eu mi-am dat seama. Dacă eu mi-am adus aminte. Nu, dragii mei. Hristos a murit, a șters păcatul și pentru că El a șters deja păcatul, știți de ce mă mărturisesc? Pentru că El mi-a șters păcatul, de asta am curaj să vin. Pentru că Tatăl meu deja știe și nu că deja știe. Știind din veșnicie, El a trimis pe Fiul Său să plătească tot. De asta pot să mărturisesc liber înaintea lui Dumnezeu. Știți de ce? Nu mai am nimic de ascuns. Nu mai am nimic. Ce am de ascuns? Ce am de ascuns când El știe deja totul? Când totul a fost public pe față la crucea de la Golgota. Când Iisus a încărcat cu absolut totul, ce mai am de ascuns? Ce am de ținut la spate? Ce am de acoperit? Nu mai am nimic de acoperit. Asta eliberează mărturisirea, dă libertate totală de mărturisire unui credincios. Libertate totală de mărturisire unui credincios. Când are siguranța că în jertfa Domnului Iisus Hristos sunt iertate toate păcatele. Și odată cu trecerea anilor, ascultați-mă, nu o să devenim mai neglijenți. Oh, mi sunt iertate toate păcatele. Nu! Și o să devenim mai apreciativ la jertfa Domnului Iisus Hristos. Uite, Domnule, sunt pocăit de 20 de ani. Câte lucruri n-am făcut? Câte lucruri n-am făcut? Dar cât de mare este harul Lui care a acoperit cu jertfa Lui, cu sângele Lui, toate păcatele mele? Toate păcatele mele. Bun. Dacă ar fi adevărată învățătura asta, vă întreb pe dumneavoastră. Când îți iertate păcatele? Ți-ai mărturisit păcatele? Din nou, ajungi la starea aia lăuntrică de introspecție în care tu judeci dacă ți-ai mărturisit cum trebuie, nu? Ești sigur că ai mărturisit cum trebuie? V-am mai spus, poate Luther, reformatorul, așa a ajuns să descopere doctrina justificării numai prin credință. Se ducea și mărturisea câte 6 ore păcatele. 6 ore. Și în timp ce mărturisea păcatele, spune, păi stai că mi-am mărturisit păcatele mecanic. Trebuie să mă mărturisesc că mi-am mărturisit păcatele mecanic. Dar când mi-am mărturisit păcatele mecanic, am făcut-o doar ca să... Uite, vezi, Doamne, ce grozav sunt eu. Eu mi-am dat seama că mi-am mărturisit păcatele mecanic. Alții își mărturisesc păcatele mecanic, dar nu-și dau seama că își mărturisesc păcatele mecanic. Spun ca niște papagali păcatele, numai ca să scape de ele. Dar eu mi-am dat seama. Și dădea seama că în timp ce mărturisea mărturisirea mecanică a păcatelor, se mândrea și se compara cu alții. Și atunci mărturisea și păcatul ăla. Și mai termina niciodată de mărturisit. Pentru că în momentul în care tu îți extragi siguranța iertării păcatelor tale din ce vezi în tine, din sentimentele tale, sentimentele tale sunt atât de fluctuante și de viclene încât niciodată nu o să ai siguranța iertării păcatelor. Așa iertarea păcatelor mele sau siguranța că eu sunt iertat de păcatele mele nu extrag din cum mă simt eu. Mă simt iertat? Nu știu dacă mă simt și nici nu mă interesează. Mă uit în cuvântul lui Dumnezeu și zice astfel, dar unde este iertare de păcate? Nu mai există, domnule, acuzație, nu mai există nici condamnare. Gata, s-a rezolvat problema. Mă bazez pe promisiunile lui Dumnezeu, nu pe introspecțiile mele lăuntrice, nu pe ceea ce reușesc eu să văd în mine însumi. Biblia nicăieri nu mă cheamă să mă cobor în mine însumi, în sinele meu. Sinele meu este nespus de înșelător, deznădăjduit de rău. Și atunci când mă simt prăbușit, mă simt încărcat de păcate, mă simt vinovat, mă mărturisesc înaintea lui Dumnezeu câteodată și tot vinovat mă simt. Și atunci ce fac? Mă iau după inima mea? Nu mă iau după inima mea, mă iau după promisiunea Evangheliei și spun cugetului meu, mincinosule, chiar dacă îmi spui că nu sunt iertat, Biblia spune că sunt iertat. Pentru că sunt curățit prin sângele Domnului Iisus Hristos și o să-L cred pe Hristos și o să cred Duhul Sfânt care a inspirat această scriptură, nu pe tine.
Lucrez asupra conștiinței mele și asupra stării mele emoționale cu Evanghelia, cu promisiunea Evangheliei. Că emoțiile mele sunt cavalurile. Și așa sunt. Și ăsta e motivul pentru care într-o zi suntem mai descurajați, mai dezumflați, într-o zi suntem mai bucuroși și așa mai departe. Ne lăsăm conduși de sentimente. Lasă-te dus de val. Asta spune lumea non-stop. Dacă te lași dus de val, viața ta arată absolut dezastruos. Absolut dezastruos. Acum, ce înseamnă această învățătură că ne sunt iertate doar o parte din păcate? Neagă doctrina justificării, a răscumpărării. Ce înseamnă, domnule, justificare? Justificare înseamnă că eu stau înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu mă declară neprihănit prin Domnul Iisus Hristos. Îndreptățit, curat, perfect, pur. Asta înseamnă. Acum eu am păcătuit. Mai sunt neprihănit sau nu mai sunt? Ce face Dumnezeu? Ping-pong cu noi. Dumnezeu, o imagine a mântuirii era împăcarea, nu? Am fost împăcați cu Dumnezeu. Bun, am păcătuit. Sunt dușmanul lui Dumnezeu? Păi nu sunt. Atunci înseamnă că dacă nu sunt dușmanul lui Dumnezeu, păcatul ăla este rezolvat, nu? Trebuie să fie rezolvat. Chiar dacă l-am făcut acum și n-am apucat să-l mărturisesc. Și nu știu dacă dumneavoastră ați întâlnit imaginea ispășirii. Iisus când a ispășit și a absorbit mânia lui Dumnezeu și a satisfăcut dreptatea și sfințenia lui Dumnezeu pentru păcatul pe care eu o să-l fac mâine. Mâine când o să-l fac. Ăla este ispășit sau nu este ispășit? Păi Iisus nu se mai întoarce în istorie să mai ispășească o dată. L-a ispășit sau nu l-a ispășit? Și o idee favorită care circulă printre cei care nu cred în iertarea tuturor păcatelor este: dacă mergi pe drum și dă mașina în tine. Toată lumea visează la mergi pe drum și dă mașina în el. Asta o aud non-stop la oricine. Mergi pe drum și dă mașina în tine. Dacă nu ți-ai mărturisit păcatul, te duci în iad. Tot să numai mașini care dau un oameni. În special în pocăiți care nu și-au mărturisit păcatele și n-ai apucat să gata, ți-ai pierdut mântuirea. Asta e povestea. Mergi pe drum și dă mașina în tine. Da? Dacă mergi pe drum și dă mașina în mine și ajung înaintea lui Dumnezeu, și acolo la poarta raliului, nu se întâmplă asta, apropo, da, o să merg direct în prezența lui Dumnezeu. Singurul motiv pentru care o să intru acolo este că Hristos m-a plătit toate păcatele mele. Bă, dacă vine un arhanghel și mă ia așa mai tare, bă, ți-ai mărturisit toate păcatele? Nu. Dar Iisus le-a mărturisit. Le-o știu pe absolut toate și nu doar le-a mărturisit, o plătit pentru ele. O plătit pentru ele. Da? Deci nu e nicio problemă că o dat mașina mine. Da. Bun. Acum gândiți-vă cum evangelizăm. Imaginați că vin oameni necredincioși între noi. Cum evangelizăm cu învățătura asta? Ce le spun la oameni? La ce îi chem? Vină la iertarea păcatelor până azi. De acum înainte, mă, vine să încerci. Pe 20-30 de ani, dacă ai trăit 40-50 de ani în credință și nu ultima zi din viața ta, ai dat-o slab? Asta este. Mă, dar măcar s-o merita să încerci. Te-ai chinuit-o leac ca pocăi, dar măcar ai încercat și tu. N-ai reușit. Asta e, poate o să reușească alții. Asta e Evanghelia? Nu, no, eu n-am citit în Biblie așa ceva. Domnul Iisus nu ne minte când spune cine crede în mine a trecut din moarte la viață și nu vine la judecată. Are viață? Nu zice viață pentru 2, 3, 4, cât ține el, cât poate el să ducă, domnule? El nu poate să ducă. Uitați-vă la noi cât de fragili suntem, hai să recunoaștem. Această învățătură a iertării păcatelor îți dă putere să te privești în față. Suntem fragili, suntem slabi, ne înșelăm pe noi înșine de atâtea ori. Trăim în tot fel, vai de capul nostru. Dar avem un mântuitor puternic. Avem o căpetenie tare. Avem un păstor care ne duce și prin valea umbrei morții și ne scoate de acolo. Avem un cârmuitor care ne va duce până la capăt. Avem o stâncă tare sub picioarele noastre. Noi suntem slabi, dar stânca de sub noi este tare. Noi suntem slabi, dar căpetenia noastră este tare. Noi suntem ca niște oi. Câteodată știți cum sunt oile. Dar păstorul nostru este grozav. Este grozav și ne va duce până la capăt. La asta suntem noi. Asta suntem noi chemați să predicăm, pe asta suntem noi chemați să ne bazăm, dragii mei. Cum poate, ascultați-mă, cum poate Duhul Sfânt, că ne mirăm de starea creștinătății, cum poate Duhul Sfânt să binecuvânteze o asemenea învățătură? Cum poate Duhul Sfânt să mă binecuvânteze în predicarea cuvântului și să atingă inimile dacă eu le predic jumătate de iertare a păcatelor? Vă întreb, cum? Cum poate Duhul Sfânt să vină să onoreze un predicator și o învățătură care spune Iisus a șters, dar numai o parte? Poate Duhul Sfânt să onoreze așa ceva? Nu. N-are cum. N-are cum să onoreze. El onorează acolo unde Hristos este predicat în toată gloria Lui, în toată slava Lui. De aceea creștinătatea este la stadiul la care este. Este la nivelul la care este, da? Bun. Este posibilă mărturisirea totală a păcatului sau nu? Trebuie să mărturisim sau nu trebuie să mărturisim? Pentru că din ce ai auzit până acum ai putea să zici, păi Andrei a vrut să zică,
contează mie dacă mărturisești păcatul. Că Iisus o plătit tot. Și aș vrea să spun câteva cuvinte și despre această mărturisire a păcatelor. Dacă este posibilă mărturisirea totală a păcatului, da? Primul lucru evident este că este imposibilă. Mărturisirea totală a păcatului este imposibilă. Nimeni nu-și cunoaște toate păcatele. Dacă ți-ai cunoaște toate păcatele, ascultă-mă. Dacă în secunda asta Dumnezeu ar vrea să-ți descopere toate păcatele tale, ți-ar exploda capul. Îți mai multe decât stelele de pe cer și decât perii din capul tău. Ți-ar exploda capul. Mărturisirea totală, completă, plenară a păcatului este imposibilă, da? Doi, dacă spui că ți-ai iertat doar păcatele pe care le mărturisești, asta înseamnă că n-ai înțeles și păcatul. Înseamnă că treci așa de superficial prin viață, am mai făcut ieri un păcat, două, în rest nu prea am făcut așa, am fost ok săptămâna asta. Înseamnă că chiar n-ai, atunci problemele sunt mult mai grave, să știți. Și oamenii care cred în învățătura asta tind să fie superficial cu privire la păcat. Care nebunii dacă ar ști toate păcatele lor. Doar învățătura că toate păcatele tale sunt iertate îți dă putere să-ți privești păcatul în față. Și să fii dispus să privești tot ceea ce îți descoperă Dumnezeu. Dar ce este important aici este dispoziția de mărturisi păcatul. Ascultați-mă. Cel mai important lucru nu este dacă știi toate păcatele sau dacă le-ai mărturisi pe toate, ci dacă ești dispus să le mărturisești. Adică, dacă tu stai în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și spui, Doamne, descoperi tu în viața mea, ce vrei tu să descoperi? Care sunt lucrurile din viața mea pe care vrei să le corectezi săptămâna asta? Ce am făcut și eu sunt torb? Care-i unghiul ăla mort? Mă uit în oglinda retrovizoare în viața mea și nu văd nimica. Mi se pare că sunt în regulă. Și vine camionul și mă izbește. Doamne, descoperă-mi tu, uite-ți dispus, vreau să ascult. Asta este lucru important. Care e inima ta față de Dumnezeu? Care e dispoziția ta față de Dumnezeu? Un om credincios nu zice, mi sunt iertat de toate păcatele, pot să fac ce vreau eu. Ce spune, Doamne, știu că sunt iertat de plin în Domnul Iisus Hristos. De aceea, pentru că sunt iertat de plin, vreau să-mi descoperi care sunt lucrurile de care vrei să mă ocup. În ce domenii am nevoie de sfințire? În ce domenii am nevoie de schimbare, de transformare? În ce domenii trebuie să vadă corecție în viața mea? Și Dumnezeu prin Duhul Sfânt îți va descoperi. Prin cuvântul Lui îți va descoperi. Și atunci mărturisești păcatul înaintea lui Dumnezeu ca la Tatăl tău. Ca la Tatăl tău. Și spui, Doamne, nu vreau lucrul ăsta să afecteze părtășia mea cu Tine. Nu vreau să afecteze slujirea. Nu vreau să afecteze familia, adunarea, mărturia. Da? Asta este relația dintre un copil și tatălui. Nu o relație dintre un sclav și un judecător care îl execută și îl trimite în iad. Asta este relația noastră cu Tatăl nostru, da? Și veți vedea că atunci când presați oamenii care cred în că păcatele ne sunt iertate așa, treptat, toate prin jertfa Domnului Iisus, dar treptat, când îi mărturisești, când îi pui să mărturisească și să spună, bun, dar tu ți-ai mărturisit vreodată toate păcatele? Păi nu nimeni, clar că nimeni nu le știe, dar am făcut așa o mărturisire generală. Acum la mărturie avem la mărturisire generală. Păi asta poți să o fac cu cine? Iartă-mă pentru toate păcatele. Gata, am terminat. Înțelegeți? Sigur, poți să faci mărturisiri generale. Dar vi zice la un moment dat, iartă-mă pentru păcatele pe care nu le cunosc, din neștiință, nici nu le mai știa. Atât de multe sunt, că nu le mai știa. Sigur că poți să faci asta, dar important este dispoziția inimii tale. Dacă mă întrebați pe mine, care e lucru care îmi dă liniște? Că sunt liniștit. Și sunt 100% sigur în același timp că nu mi-am mărturisit toate păcatele. 100% sigur. Sigur, la generale am mărturisit, dar nu-mi cunosc toate păcatele, nu mi-am mărturisit pe tatăl. Întrebarea este, cum dorm liniștit noaptea? Răspunsul este următor. Când Iisus Hristos a stat la crucea de la Golgota, El a știut tot. De asta a fost Dumnezeu, dragii mei. Un om n-avea cum să știe toate păcatele. N-avea cum să știe toate păcatele. Iisus a știut tot. Iisus a plătit tot. Una din principalele aspecte ale slujbei marelui preot în ziua ispășirii era să facă mărturisirea păcatelor pe capul țapului și să-l trimită în pustie. Și asta a făcut Domnul Iisus Hristos. De asta Sfânta Scriptură spune să ne mărturisim înaintea Tatălui nostru pentru că avem la dreapta Tatălui un mijlocitor care este jertfă de ispășire. Este jertfă de ispășire. El nu se aduce de 100 de ori. Este o jertfă valabilă pentru totdeauna. Și în baza acelei jertfe suntem perpetu, continuu în relația aceasta deosebită cu Dumnezeu. Din punctul meu de vedere, a crede că trebuie să-ți mărturisești fiecare păcat în parte și să stai tu să cauți într-o introspecție din asta continuă, asta te-ar ține într-un chin și într-o teroare a conștiinței groaznică. Vei fi un creștin bun de nimica. Bun de nimic. Deci întrebarea finală în ce privește iertare păcatelor, asta este. Ai dispoziție să-ți mărturisești păcatul? Adică este dorința asta în tine? Ești dispus? Asta e întrebarea. Sunt dispus. Când Duhul Sfânt încercetează ființa mea, în adunare,
sau în afara adunării, când îți iau împărtășie cu Dumnezeu, citești Scriptura, sau stau în rugăciune, sau cineva îmi atrage atenția asupra unui lucru din viața mea, am eu dispoziție să-L mărturisesc. Asta este foarte important să știți. Este inima mea dispusă, înclinată, vrea să recunoască lucrurile ăla înaintea lui Dumnezeu? Asta este întrebarea finală. Iar dacă da, este o inimă născută din nou, o inimă transformată, o inimă sensibilă. Dumnezeu nu vine cu măciuca la tine și spune, mărturisești păcatele, uite, ăsta-i. Nu. Ci este lucrarea aia sensibilă, tainică, miraculoasă, profundă, adâncă a Duhului Sfânt. Când și dacă nu ți-aș spune nimeni nimic, parcă auzi în capul tău exact lucrul pe care Dumnezeu vrea să-l mărturisești. Exact lucrul de care Dumnezeu vrea să te ocupi. Fără să spună nimeni nimic. Fără să spună nimeni nimic. Câteodată se întâmplă când ești în adunare să citești un text din Scriptură sau să spune un lucru sau altul și mintea ta imediat este dusă de Duhul Sfânt la un lucru care trebuie transformat, schimbat, mărturisit înaintea lui Dumnezeu. Și întrebarea asta este, este inima mea dispusă? Este inima mea dispusă? Acum, deși toate păcatele noastre sunt iertate înaintea lui Dumnezeu, deși noi nu mai avem nevoie de această iertare, să zic, juridică, legală înaintea lui Dumnezeu, cum au nevoie necredincioșii, ci avem nevoie de o iertare părintească, da? De părtășie, totuși, atunci când păcătuim, e grav. Pentru că unii zic, a, deci nu e grav, nu? Iisus a plătit tot, e adevărat ce credeam noi despre voi. E adevărat ce credeam, că până la urmă tot concluzia asta e. Trăiește, tată, cum vrei, că ți-a iertat toate păcatele. E grav, fraților, când păcătuim sau nu? Și întrebarea e, de ce e grav? Că mântuirea nu ne-o pierdem. O repet de un miliard de ori, mântuirea nu ne-o pierde. De ce e grav? Și aș vrea să vă spun de ce e grav. Vă dau doar câteva idei. Iată de ce e grav. Este grav, de exemplu, pentru că, în primul rând, progresul în sfințenie e frânat. Nu? Adică noi suntem într-un urcuș acum. Lucrăm la dezvoltarea caracterului nostru. Lucrăm la dezvoltarea chipului nostru după asemănarea Domnului Iisus Hristos. Lucrăm la dezvoltarea roadei Duhului Sfânt în viața noastră. Când păcătuim, procesul ăsta de sfințenie este frânat. Al doilea lucru. Părtășia noastră cu Dumnezeu este afectată. Se instalează o răceală. Nu mai este căldura, ci apropierea aia pe care o simți în mod obișnuit față de Dumnezeu. Păcatul afectează lucrul ăsta. Nu se poate ca păcatul să apară între tată și fiu și nimic să nu se schimbe. Sigur, mântuirea nu se schimbă. Justificarea nu se schimbă. Împăcarea, înfierea, răscumpărarea nu se schimbă. Relația există dintre tată și fiu. Dar părtășia acelei relații, căldura acelei relații, apropierea acelei relații suferă. De aceea sunt creștini care trăiesc într-un fel de răceală din asta continuă față de Dumnezeu. Pentru că sunt lucruri pe care nu le-au adus înaintea lui Dumnezeu în mărturisire. De asemenea, claritatea minții, curajul, bucuria, pacea lăuntrică, ele nu pot să coexiste, sunt niște binecuvântări adiacente mântuirii, da? Care sunt pe lângă, care însoțesc mântuirea. Ele nu pot să existe cât timp eu stau în păcat. Eu îmi pierd curajul ca predicator dacă stau în păcat. Eu îmi pierd bucuria dacă stau în păcat. Eu îmi pierd pacea care întrece orice pricepere dacă stau în păcat. Tremur și la o frunză, cum spune în proverbe. Tremur și la o frunză. Și Dumnezeu mă lasă în starea aceea ca să văd cum e fără prezența Lui manifestată în viața mea. Dumnezeu mă lasă în starea aceea. Când păcătuiesc, când tristesc pe Duhul Sfânt și blochez călăuzirea Lui. Noi avem nevoie de călăuzirea Duhului Sfânt la orice lucru, dragii mei. La orice lucru avem nevoie de călăuzirea Duhului Sfânt. Am văzut persoane care spuneau, a, păi și ce întreabă astăzi, mă rog lui Dumnezeu să-i cer? Să-L întreb pe Dumnezeu, pe ce treabă are El cu, dacă să mă duc eu, nu știu unde, să iau ceva sau să fac ceva? Sigur că are. Și este dulce și necesară călăuzirea Duhului Sfânt. Imboldul, impulsul Lui lăuntric. Confirmarea pe care El ți-o dă în diverse acțiuni pe care le-ai de făcut în fiecare zi. Atunci când păcătuiesc, întristesc pe, Biblia spune că întristesc pe Duhul Sfânt. Nu l alung pe Duhul Sfânt, dar îl întristesc. Și voi resimți înăuntru acea întristare. Biblia spune că nu, dacă am o problemă în relația mea cu soția și am păcătuit și n-am rezolvat problema, ne sunt împiedicate rugăciunile. Atât. Numai până la tavan se ridică. Dacă te duci în pod, nu le auzi. Cu atât mai puțin Dumnezeu va asculta. Când relațiile sunt fracturate, când păcătuiesc în relații, zice că ne sunt împiedicate rugăciunile. Trebuie să rezolv problema păcatului. Nu mai am putere în slujire. Atâția predicatori, atâția slujitori și chiar în viața mea personală. Când lați păcatul să dospească și nu mă ocup de el, nu te mira că nu este eficiență. N-ai de ce să te miri. N-are Duhul Sfânt cum să însoțească un om care tratează cu neglijență ceva ce supără pe Dumnezeu. N-are cum. Dumnezeu retrage, reține puterea în slujire, nu dă.
pierdem bucuria mântuirii. David spune foarte clar, dă-mi iarăși bucuria mântuirii. Nu zice dă-mi iarăși mântuirea, ci bucuria mântuirii. Își pierduse bucuria mântuirii pentru că tăinuia păcatul. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele mele, degemetele mele, în loc de bucurie, ce ai? Geamăt. Și chiar dacă nu gem cu glas tare, înăuntru inima ta geme. Pentru că Dumnezeu apasă acolo. Ne pierdem mărturia. Scopul nostru de a fi în lumea asta, sare și lumină, o cetate așezată pe un munte. Dăm un exemplu prost în familie, dăm un exemplu prost în lume, dăm un exemplu prost în adunare. Biblia spune, din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu între neamuri. Asta din pricina păcatului, celor credincioși. Facem adunarea să sufere. Vă întreb pe dumneavoastră, dacă pe mine m-ar apucat damblaua și aș începe să fac nu știu ce nebunii decât și-ar auzi lumea, n-ar afecta lucrul ăsta toată adunarea? Cum să nu afecteze toată adunarea? N-ar durea pe toți? N-ai venit cu groază aici? Uite ce spun oamenii despre noi. Ce-o trecură asta mă prin cap? Sigur că ar afecta pe toți. Înțelegeți? Păcatul este grav. Chiar dacă nu afectează mântuirea, el este foarte grav. El se ramifică în toate direcțiile posibile și imposibile. Ca o cangrenă. E ca o travă care împânzește peste tot și în toate direcțiile. De aceea fiecare credincios trebuie să fie atent la păcatul din viața lui. Trebuie să fie atent la păcatul din viața lui. Doctrina aceasta, învățătura aceasta că toate păcatele mele sunt iertate în jertfa Domnului Iisus Hristos, trecute, prezente și viitoare, odată pentru totdeauna, nu te duce la păcat. Nu te duce la păcat. Știi de ce nu te duce la păcat? Fiindcă ești născut din nou. Ascultați-mă. Dacă aș sta de vorbă cu cel mai mare popă de orice culoare confesională, ortodox, baptist, pentecostal, creștin după Evanghelie, iertare, nu spun derogator popul, preot, cum vreți, păstor, da? Dacă aș sta de vorbă cu el și aș spune, uite, eu cred în iertarea tuturor păcatelor mele, tuturor, trecute, prezente, viitoare, și el mi-ar spune, a, păi asta înseamnă că poți trăiești cum vrei tu. Știți ce aș spune? Vă spun sincer ca să-i aș spune. Oare tu ești născut din nou? Oare tu îl cunoști pe Dumnezeu? Și cu siguranță ar rămâne consternat. Și următoarea întrebare a mea pentru el ar fi asta. Cum ți-a trecut ție prin cap? Primul lucru care ți-a trecut ție prin cap când ți-a spus că jertfa Domnului Iisus Hristos șterge tot păcatul, primul lucru care ți-a trecut ție prin cap, în loc să zică, slavă Domnului, frate Andrei! Slavă Domnului! N-am mai auzit lucrul ăsta. Interesantă perspectiva ta. Doamne, cât ar trebui să mulțumim lui Dumnezeu o veșnicie întreagă când ne-a iertat toate păcatele. În loc reacția ta să fie de bucurie, de încântare, de mulțumire, zici, frate, hai să lăudăm pe Dumnezeu pentru lucrul ăsta. Frate, merită să mergem cu Evanghelia asta în toată lumea. E extraordinar ce spui tu. Eu am crezut că numai o parte de păcate sunt iertate. În loc să spuneți, primul tău impuls a fost să spui, ce? A, pot să trăiesc cum vreau eu. Te întreb pe tine, ce inimă ai tu față de Dumnezeu dacă primul tău răspuns la bunătatea nemărginită a lui Dumnezeu a fost să trăiesc în păcat? Ești tu născut din nou? Dacă ăsta e primul tău impuls, primul tău răspuns, un om născut din nou, care este făcut părtaș, spune Scriptura, naturii dumnezeiești, care se împărtășește din Dumnezeu, prima lui reacție nu asta va fi. Nu va fi asta. De asta un om născut din nou, care crede în iertarea tuturor păcatelor, nu va trăi în păcat. El nu va trăi în păcat pentru că Duhul Sfânt este în viața mea. Nu doar că sunt născut din nou, am Duhul Sfânt. Biblia spune, firea poftește împotriva Duhului, Duhul împotriva firii, așa că nu puteți face tot ce voiți. Un om născut din nou nu mai face ce vrea el. Unul, că e născut din noi, făcut părtaș firii dumnezeiești, e înnoit pe dinăuntru. Și doi, pentru că este locuit de Duhul Sfânt. În viața mea este o dorință mai mare decât a fi iertat. Eu nu totdeauna stau, să mai fiu iertat de un păcat. De asta trebuie să crezi în iertarea tuturor păcatelor. Ascultă-mă de un motiv practic. Trebuie să crezi în iertarea tuturor păcatelor ca să rezolvi lucrul ăsta odată pentru totdeauna și să te ocupi de ceea ce contează cu adevărat. Dorința mea în fiecare zi nu este ca să mai fiu iertat încă de un păcat, încă de un păcat, încă de un păcat. Dorința mea în fiecare zi este să-L onorez pe Dumnezeu, am urcat la alt nivel. Să-L slujesc pe Dumnezeu, să avansez împărăția lui Dumnezeu prin puterea Duhului Sfânt. Nu să tot stau să mă ocup de păcatul. De păcat s-a ocupat Hristos odată pentru totdeauna. Și da, un credincios nu trăiește în păcat pentru că Dumnezeu, când este necesar, folosește nuiaua disciplinare. Știți că o folosește, nu? Folosește. Și nu te lasă să trăiești în păcat. Te ridică de jos. Un tată responsabil nu zice, păi dacă pruncul meu nu vrea să facă lecții, păi dacă pruncul meu nu vrea să se spele, păi dacă pruncul meu nu vrea să se culce, păi dacă pruncul meu, asta e, ce să fac eu? El vrea să trăiască în păcat. Așa spune un tată și o mamă responsabilă. Nu. În doi timp și trei mișcări,
s-a rezolvat problema. Rapid. Dumnezeu cu atât mai mult se ocupă de noi, dragii mei. Se ocupă de noi. Se ocupă de noi. Da? Iar conștiința unui credincios este sensibilă la aceste pericole grave pe care le-am amintit deja. Aceste pericole grozave pe care le aduce păcatul. Chiar dacă nu afectează relația ta fundamentală cu Dumnezeu, poziția ta în Hristos. Lucrul acesta contează, păcatul contează. El este grozav. El este grozav. Da? Oh. Acestea fiind spuse, vă îndemn pe fiecare dintre dumneavoastră să vă fundamentați pe ceea ce spune Sfânta Scriptură despre iertarea păcatelor. Să vă fundamentați. Să fiți tari în adevărul ăsta. Ăsta este primul adevăr pe care trebuie să-l știe un credincios. Că problema păcatului lui este rezolvată. Că toate păcatele lui sunt rezolvate. Și că mărturisirea păcatelor este de fapt un efect al faptului că eu știu că mi-au fost iertate toate păcatele. Biblia leagă iertarea tuturor păcatelor de jertfa Domnului Iisus Hristos. Așa că atunci când negi iertarea tuturor păcatelor, te atingi de ceea ce este mai scump în ochii lui Dumnezeu. El a trimis pe Fiul lui pentru noi. El l-a dat la moarte pe Fiul lui pentru noi. Să nu ne jucăm cu lucrul acesta. Ia ascultați cum încheie pasajul acesta. Unde este iertare de păcat, nu mai este necesară jertfă pentru păcat. Iertare. Și veți vedea că în Sfânta Scriptură sunt o sumedenie de versete unde se vorbește despre iertarea păcatelor, nu spune iertare de câteva păcate. Vă dau un singur pasaj în încheiere. Să vedeți. Domnul Iisus stă la masă cu ucenicii lui și instituie această rânduială a noului legământ, care este cina Domnului, da? Matei capitolul 26. Și el zice așa, și trebuie să citești cu atenție versetele acestea, pentru că ele sunt foarte clare. Domnul Iisus vorbește aici despre jertfa lui, despre noul legământ care este instituit de aici înainte și marea binecuvântare a noului legământ care este ce? Din toate binecuvântările pe care le avem, ce zice el? Una singură. Care? Iertarea păcatelor. Pentru că în momentul în care, zice, păcatele voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeu, sângele lui Hristos a spulberat zidul ăsta. Și acum avem intrare liberă înaintea lui Dumnezeu. De asta vorbește de iertarea păcatelor. Sunt multe alte binecuvântări pe care ne le-a adus jertfa lui Hristos. Sunt nenumărate binecuvântări. Dar niciuna n-ar fi venit spre tine dacă n-ar fi fost dat la o parte acest zid al păcatului. De aceea pomenește iertarea păcatelor. Și el spune așa. Bestos din el pentru că acesta este sângele meu al noului legământ, cel care se varsă pentru mulți. Și ascultați-mă, expresia asta o găsiți peste tot. Zice să propovedească Luca 24 și să propovedească pentru pretutindeni iertarea păcatelor. Fapte capitolul 5 precizează acolo, căutați dumneavoastră, că au predicat în numele lui Hristos iertarea păcatelor. Peste tot. În el avem răscumpărarea prin sângele lui, iertarea păcatelor. Evrei 10. V-am citit sunt o grămadă de versete. Dar citesc pe acestea pentru că este important, este fundamental pentru doctrină spus de Hristos. Este sângele meu al noului legământ, cel care se varsă pentru mulți spre... Dacă Domnul Iisus Hristos vrea să nu trăim în păcat, când o să aflăm că suntem iertați de toate păcatele, ne-ar fi spus. Acesta este sângele noului legământ care se varsă pentru mulți, pentru câteva păcate, pentru multe păcate, pentru cele mai multe păcate, pentru jumătate din păcate, pentru un sfert din păcate. Dar el nu spune așa. El spune pentru iertarea păcatelor. Iertarea păcatelor. Și vă întreb pe dumneavoastră, dacă nu avem iertarea păcatelor, ce înseamnă versetul 10 din Evrei 10? Prin această voie am fost sfințiți prin jertfirea trupului lui Hristos odată pentru totdeauna. Odată pentru totdeauna. Eu când am păcătuit, eu sunt văzut de Dumnezeu neprihănit. Motivul pentru care mă mărturisesc, eu mă mărturisesc ca un om neprihănit în Hristos. Mă mărturisesc datorită relației mele cu Tatăl meu. De asta mă mărturisesc. Sau versetul 14. Pentru că printr-o singură jertfă, i-a desăvârșit pentru totdeauna pe cei sfinți. Ce înseamnă versetele astea dacă nu înseamnă că în Domnul Iisus Hristos suntem văzuți curați perfect față de Dumnezeu. Iar această cunoștință a iertării tuturor păcatelor noastre, a sfințirii noastre, a desăvârșirii noastre în Hristos pentru totdeauna este ceea ce trebuie să ne motiveze, să ne impulsioneze la închinare, la bucurie, la recunoștință, la slujire din toată inima, la mărturisirea păcatelor în relația noastră de tată, fiu pe care o avem cu Tatăl nostru. Asta ar trebui să fie, forța motrice, forța care ne mișcă. Dumnezeu să ne încredințeze de adevărul acesta. Pentru că acest adevăr este în centrul Evangheliei. Este în centrul Evangheliei. Amin.